Parlamentarii hunedorenei PNL, Lucian Heiuș și Carmen Hărău, au semnat și vor depune un amendament la noua lege a salarizării, prin care se urmărește uniformizarea salariilor funcționarilor din direcțiile regionale și județene cu ale funcționarilor din aparatul central. Împreună cu doamna senator Carmen Hărău, care este vicepreședinta Comisiei de Muncă din Senat, am semnat și urmează să depunem un amendament ca să uniformizăm salariile funcționarilor care lucrează în direcțiile județene sau direcțiile regionale cu aceiași funcționari care lucrează în aparatul central al ministerilor sau agențiilor. Pentru că nu este normal ca o aceeași familie ocupațională, având aceeași încadrare, având aceleași atribuții și aceleași responsabilități, există o diferență în salariul unuia și celuilalt. Deputatul național liberal mai spune că diferența de salarizare dintre funcționari este de 35%, deși munca este aceeași. În cazul finanțelor, cam de 35%. Un funcționar public care lucrează la serviciu juridic în direcția regională, față de un funcționar public care lucrează în direcția juridică din cadrul ANAF-ului, pe execuție, diferența este aproximativ 35%.